Se spune că vechile obiceiuri dispar greu, iar în cazul fumătorilor, renunțarea la țigări este o grea încercare, dacă nu chiar imposibilă. Țigara electronică este considerată de unii dâmbovițeni o bună metodă de a se îndepărta treptat de acest viciu. Cu toate acestea, medicii pneumologi avertizează că aceste țigări sunt mult mai puternice decât cele clasice și dependența se păstrează în continuare. Totodată, puțini dâmbovițeni conștientizează faptul că în spatele acestor instrumente electronice se ascunde un adevărat pericol, determinat atât de cantitatea de nicotină, de multe ori incertă, cât și de celelalte substanțe nocive prezente în compoziție, precum acroleina.